La-ți folosește, oare, viața asta trecătoare? Dacă mi-o petrec rău, departe de Dumnezeu, departe de Dumnezeu. La ce-ți folosește, frate, să ai bani, să ai de toate, căci nimic nu vei lua din lume când vei pleca, din lume când vei pleca. La ce-mi folosește mie să am orice bogăție, câtă vreme eu trăiesc fără Domnul meu ceresc, fără Domnul meu ceresc. Știu că toate însă-s bune când prin sfânta rugăciune mă apropii tot mereu să-i slujesc lui Dumnezeu, să-i slujesc lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi să am în mine Duhul Sfânt ce de sus vine, căci trăind pentru Hristos, toate-mi fi vor de folos, toate-mi fi vor de folos. Căci trăind pentru Hristos, toate-mi fi vor de folos, toate fi vor de folos. Mulțumesc! Să dea Dumnezeu ca și această zi să ne fie de folos tuturor. Mergem mai departe cu spectacolul nostru pentru dumneavoastră. O altă interpretă care iubește cântecul, iubește tradiția, își iubește neamul, dar în același timp îl iubește pe Dumnezeu, vine în fața dumneavoastră să vă interpreteze două pricesne. Maria Mihali. Mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet, Iliana, pentru invitație. Doresc să felicit toți concurenții, au fost extraordinari, au transmis multe emoții și sunt convinsă că cei care nu sunt printre câștigători astăzi vor fi printre câștigători datele viitoare, deoarece fiecare dintre noi avem momentul nostru. Să știți că și noi, chiar dacă am avut astăzi altă calitate, avem mai multe emoții, deoarece rugăciunea cântată are altă vibrație. Cele două pricesne pe care le voi cânta astăzi sunt din repertoriu personal și îmi doresc cu ajutorul Bunului Dumnezeu să le promovez în perioada următoare și sper să vă placă. Noi, robita
tu vindecătoare, ne dai bine cuvântare. Pantanasa, Maica mea, vindecă-mi durerea grea, că tu ai putere multă și Dumnezeu te ascultă. La icoană ne închinăm și laude îți cântăm, că ne trimiți vindecare și la mic, dar și la mare. Pantanasa, vindecă-mi durerea grea, că tu ai putere multă și Dumnezeu te ascultă. Apă vie de izvor, la suflet răcoritor, potolește fierbințeala care ne-o aduce boala. Pantanasa, Maica mea, vindecă-mi durerea grea, că tu ai putere multă și Dumnezeu te ascultă. Pantanasa, Maica mea, vindecă-mi durerea grea, că tu ai putere multă și Dumnezeu te ascultă. Să mă purtați în rugăciune când am să plec din asta lume, căci acolo unde-i fi, toate se vor auzi. Aici în lumea pământească durerea e omenească, dar dincolo e altă lume, plată la rele și bune. Dacă prea mult am greșit și nu am mărturisit, le luăm cu noi pe toate și de iertare n-avem parte, căci doar aici pe pământ rugăciunea-i lucru sfânt și-o aude Dumnezeu. Cât puteți să vă rugați de Dumnezeu.
Nu voi să-ți oferi și ție o icoană care să-ți aducă aminte de acest concurs și de numai de oameni dragi care vin să cânte împreună cu noi Bunului Dumnezeu. Și mai am o diplomă de onoare, se acordă doamnei Maria Mihali pentru păstrarea, conservarea, valorificarea și susținerea tradițiilor strămoșești. Să-ți dea Bunul Dumnezeu, să trăiești mult și să duci cât mai departe toate tradițiile, obiceiurile și în special cântecul nostru maramureșean. Să trăiești! Iată-ne împreună așteptând un vestitor, să spunem așa. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți acel nume care astăzi vine pentru noi să dea slavă lui Dumnezeu împreună cu noi la un eveniment pe care noi l-am realizat împreună cu Părintele Sidău. Și vreau să vă spun că atunci când am sunat-o pe această doamnă și am spus mi-aș dori să veniți la Sighetul Marmației și să cântați cântece religioase, știți ce mi-a răspuns? Ne vedem acolo. Pur și simplu, n-am știut ce să-i spun. Nici am spus data, nici am spus ce se întâmplă. Mi-a spus, ne vedem acolo. Deci vedeți dumneavoastră că pentru fiecare este un drum, un dar. Niciodată nu știm de ce suntem în anumite locuri, de ce trebuie să ajungem în anumite locuri, de ce trebuie să cântăm pe anumite scene, pentru că toate sunt aranjate, între ghilimele, de Bunul Dumnezeu pentru fiecare în parte. Pentru noi așa a aranjat Dumnezeu încât astăzi să ne bucurăm de o mare artistă care face parte din generația de aur a artiștilor noștri români, care a dus faima țării peste hotare, care cântă cu atâta drag cântecele patriotice pentru noi toți, cântecele străbune, sufletul și îl pune în palmă și îl transmite nouă prin cântecul ei. Și ar fi atât de multe de spus despre această doamnă. Pot să-i spun doar atât că îi mulțumesc din suflet că a ales să ajungă astăzi la noi, să vă bucure sufletele dumneavoastră și să dea Dumnezeu ca și dumneavoastră să vă bucurați de glasul ei, de cântecul ei, de rugăciunile pe care le aduce în fața dumneavoastră. Este vorba despre nimeni alta, Sava Negrean Brudașcu! Mă învăța să îmi fac cruce.
viață să-mi ajute, ca Dumnezeu cel Sfânt. O viață să-mi ajute, noștri pe care eu îi iubesc și mă rog pentru toți și fiul meu aici de față, care m-a ajutat să viu, este tot preot. Vreau să vă spun că rugăciunea este la îndemâna oricui. Nu trebuie să facem nimic. Dimineața când ne trezim avem 1000 de lucruri de făcut ca să zburăm la muncă. Când te-ai ridicat din pat, îți faci semnul Sfintei Cruci și spui: Doamne, ajută! Și te aude cel de sus. E foarte importantă rugăciunea. Veniți creștini, împodobit
iubește. La glasul cel dumnezeiesc, creștinii noștri în vechime pe sub pământ făceau altare și pe furiș în miez de noapte mergeau cu toții la închinare. Azi stau lăcașurile sfinte pe înălțimii strălucitoare. Puțin creștini le calcă pragul sărbătoare. Puțini creștini le calcă pragul în zilele de sărbătoare. Ce lecție extraordinară de credință, de putere înmagazinată în sufletul nostru a fost astăzi, aici, la dumneavoastră. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate pentru tot gestul care l-ați făcut să aduceți copiii aici. Vreau să-i felicit pe toți. Vreau să o felicit pe această doamnă care a cântat Dumnezeiește. Mi-ați umplut sufletul, drag. Dragii mei dragi, și vă mulțumesc! Acum, haideți să cântăm și împreună ceva frumos. Priceznele, să știți, priceznele sau cântec religios se cântau doar în Transilvania, în Ardeal. Și acum le cântă toată țara. Ce lucru extraordinar! Să-L preamărim pe Dumnezeu, căruia îi mulțumim cu toți. Iisus al meu, prieten bun, but it's
mulțumesc din suflet. Să ne ocrotească bunul Dumnezeu pe toți.